Oh, shit! Dă-te dracu de poponar! Dă-te dracu! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! M-am prins de beregată! Yo! Salut, băi și fete, și bine v-am regăsit astăzi la un nou episod din Wolfenstein The New Colossus. Sper că am pronunțat numele corect. E bine, astăzi o să facem un mic gameplay ca să vedeți cam cum este jocul și dacă vă place o să facem serie, dacă nu, asta e, nu o să mai facem. Și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră de la ultimul clip cu Life is Strange 2. Am stâns undeva pe la 21 de like-uri sau 20, chiar m-ați uimit, ca să zic așa, n-am crezut că o să vă placă, dar o să mai fac pentru că chiar merită și... Bă, v-a plăcut, ce să mai o lungim și înainte să trecem la acest gameplay, vreau să vă spun că am fost la psiholog, știu că v-am spus că o să vă zic treaba asta și în cele din urmă a fost totul ok, m-am dus acolo, aveam și emoții pentru că mă știți pe mine, sunt o fire mai timidă, mă rog să spun problemele, nu e punctul meu forte, ca să zic așa, în general eu țin în mine și asta este destul de rău. Nu vă recomand să faceți la fel, dacă aveți, eu știu, o problemă, o chestie care nu vă convine, e important să spuneți, eu știu, părinților. Așa, și ca să zic asta cu psihologul, măi, m-am dus acolo, am vorbit, mi-am spus ce aveam pe suflet, chiar a fost o tipă super ok, că este o tipă super ok și am tot respectul pentru ea, pentru că, bă, am văzut, frate, că există și bunătate în români, adică nu sunt toți așa, nu știu, frustrați. Pentru că dacă să te uiți în jur, cel puțin în București, găsești de ăștia supărați pe viață, supărați pe orice, nervoși, grăbiți și băi, când am văzut pe tipa asta că e atât de, nu știu, avea zâmbe pe buze, făcea glume, băi, era o tipă super ok, frate, și am început să îi spun de starea mea de anxietate, mă rog, prima ședință a fost doar să-mi spun așa, care sunt chestiile cu mine, iar din a doua ședință, tot luni, o să încep tratamentul, ghilimele, și o să fie ok. Deci, mai mult a fost o discuție liberă despre trecutul meu, despre prezentul meu, cum am început stările, l-am explicat, ea mi-a vorbit foarte frumos și sper că ați înțeles ceva din ce am zis eu, sper că am fost coerent. Na, și cam asta a fost cu... Mare brânză, nu vă pot spune acum, pentru că sunt și chestii confidențiale. O să vă spun mai multe lucruri lunea viitoare, pentru că o să mă duc iară. Cred că o să am, eu știu, 3-4 ședințe, ca să zic așa. Gata cu introducerea, hai să începem jocul, băieți. Sper că ați avut, mă rog, sper că aveți o săptămână grozavă. Am auzit că cineva dă test la bio. Succes, știu cum e să dai test, e nașpa, sentimentul ăla. Așa, și aici avem progression slot, empty, așa, bă, care să aleg, e o dilemă. Pac, 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 care dintre ele să dau, că habar n-am, sunt blocat, ok, hai dăm pe asta. Și aici avem dificultatea, new game, difficulty, can I play daddy, chiar mă umilește un pic. Vreau să dau main label, I'm dead incarnate, call me terror Billy, chiar nu vreau. Să dau pe ăsta. Uite ce zâmbet urât. Mamă, ce psihopate să-mi bag pula. Scuzați-mi limbajul. Deci limbajul meu este unul licențios, așa că... Do or die, frate, hai cu alt... You still breathing, you jammy bastard? Hey, you're tough as they come, you know? Jesus Christ. Hey, doggy! Catch! Private Wyatt. Good kid. See you on the flip side, Captain. General Deathshead is nearer to us now than he's been in years. We eliminate the general, we cut the head off the Kraut war machine. That's him, isn't it? That's Deathshead! Help me make a choice. Is Luke to the one you would have me dissect? Thought I'd seen it all. But I've never seen true cruelty. Until now. Oh, did I see? V takým ráže trafí do základu psychiatričného. I think I see someone. Her name is Anya. She takes good care of me. It's 1960. The USA, they surrendered 12 years ago when Nazi atom bombed their country. On a train to Berlin. He
Ich bin Obersturmbannführer Engel. Sehr schöne arische Züge. The resistance fighters, where are they? BJ Blazkowicz. Caroline, you're alive. If you call shitting in a bag living, saying the war is over, that we are weak, don't have the guts to oppose them. But as always, they are wrong. Set. Roth, according to official records, has been detained and sent off to a forced labor camp. You said Roth. I'm not sure yet. What do you know of Set Roth? Your dasher should. Source of the Nazi technology, I'm here to rescue you. I hope you find what you seek, my friend. My name is Bombate. William J. Blazkowicz. Be safe out there. No one leaves my camp! Max Haas! Mr. Max. Max doesn't like violence. He doesn't want to see anyone get hurt. Das Jihad is an ancient, mystical society. We invent things. The technology, the development. Das Jihad is centuries ahead of anything you've ever seen or imagined. Take us back to Berlin, Blazkowicz. And your old friend Frau Eng was leading the attack. Deathshead must have promoted her for her actions at the labor camp. You know, I'm here, Captain. This is the Evil Hammer, the crown jewel of the Nazi U-Boat fleet. Get inside the compound, fast as you can. Wipe Deathshead off the face of the earth. Deathshead should have killed that man long ago. Got you standing. Captain, we are in position. The nuclear cannon is armed. Permission to fire? You're clear. God damn, Blazkowicz. Blazkowicz, pardon, i-am puțin numele din start. Hai că am început bine. Ah, și înainte de toate... Fuck. Ca să pun subtitrarea, dar am uitat de ea, băgam ea și... Ok, hai că acum putem să facem treaba asta. I-am crezut că deja sunt băgate subtitrările, de ce dracu n-am verificat? Ok, subțes all. Perfect. Gata, acum suntem pe punctul cel bun. Pe drumul. Scuzați-mă, sunt analfabet. Oh, asta se pare că e maică sa. Ok, avem supă și ce mai avem? Oh, wow, wow, wow. Why, save Fergus, save Wyatt. L-a salvat pe Wyatt data trecută. William. Oh my stupid man. Did you think we would just leave you in here? Oh gosh, his intestines are showing. Hold him in, put your hands in. That's not good. Get him in the helicopter. Come on. Blessing. To have finished the work I was put on this earth to do. Surrounded by friends that love me. You have no idea what it's like to suffer like I do. Bombate, we are out. Fire! Yes, madam! He's bleeding out! Go faster! Max Haas! And the great warmth washing over me. Nu trebuia să dați acea explozie după ce plecam noi? E cam riscant, nu știu, zic și eu. Acum cine sunt eu să zic treaba asta, dar... Dar se pare că suntem răniți grav și înconjurați de prieteni, ceea ce este bine. Aolo, băi, de-abia știu să apară și noul Wolfenstein, o să apară undeva prin octombrie. Și o să jucăm cu, spoiler alert, jucăm cu copiii lui Blazkowicz. Și sunt chiar curios cum o să fie, de-abia aștept. Suntem în anul 1919, pe vremea când eram copii, când eram copil. Așa. Dacă copilul meu o să aibă... Mă rog, pula, uitați-mă. Mage, ne dă un inel de ăsta de logocnă. Cred că știu cum se folosește inelul. Oh, shit! The dead is in the house! Ba da da dum ts!
Ok, mamă. O să fie secretul nostru. Da, știu, este un ticălos bătrân. Zofia, auzi? Deci de la Sofia, Zofia. Se pare dubios. Adică să... În aceste... Să zic, în această misiune o să vedem despre copilăria lui Blazkowicz. Oh, shit! Ce s-a întâmplat, frate? Bombate! Așa-l cheamă pe unul, bombate! Aolo, nu! Nici nu vreau să mă uchic, o să brusc partea asta, să-mi bat pișorul. Cred că am dat sharpness-ul prea mult. Nu cred că a fost o idee bună, dar... Na, o să vedem acum ea. Opa, vine tata, vine tata! Ce mustață de popunar ai! Oh! Pe și care faza fata? Nu vrei să fiu cu gagici? Vorbește, bă, frumos homosexual! Uite, mă, ce rasism, mă, limbajul, frate! Și când ai idee cum, ce înseamnă să suferi cum sufer eu. Am înțeles, am înțeles și... Eu sunt de vină, scuză-mă, frate. Da, deci practic ăsta-i supărat pentru că ne-a văzut pe noi cu o negresă, pe Blazkowicz cu o fată de culoare. Bă, dar și care-i faza ta? Care-i faza? Că nu înțeleg, ce nu-ți convine? Oamenii sunt o resursă, frate. Oh, ușor, frate, ce cu ea? Oh, i-a zis de afacere, mă. Stai că se iese cu bătaie. Nu știu de ce dăm amuză omul ăsta. Will not let you hurt my son. You shut your damn mouth before I shut it for you. What is it with you damn Jews? Have all the answers, do you? Smart mouth goddamn Jew. I married you, I figured your father'd be an asset. But you're just a damn millstone, sticking your nose into my business instead of handling your own. If you can't raise a boy right, I'll do it for you. Get away! Oh, nu, 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 nu fă asta, nu fă asta! Băi, ce nesimțit, frate! Ia! Vreau să ies de aici! Oh, mamă! Băi, ce a făcut? Cum l-a luat pe... Oh, shit! Dă-te, dracu de poponar! Dă-te, dracu! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! M-a prins de beregată! Frate, sunt mic, ce vrea să fac la vârsta asta? Dar totuși, având tu poți să-i spui să arunce cu acele vaze. Oh, îmi place costumul ăsta. O să fiu acolo, vă-ți promit. Cred că în condiția în care se află Blazkowicz, nu cred că va putea face nimica pentru voi, momentan. Dar să sperăm că cele din urmă o să-și revină la forțele lui naturale. Și iaolo, ce se întâmplă aici, frate? Ce-mi faci? Băi, suntem... Băi, sunt fiul tău, tată. Nu poți să mă violezi aici. Oh, mamă, stai că urmează ceva rău. Opa, ce vrea să facă? E o capcană! Nu
Mamă, nu. Mamă, sper să nu fie acea decizie nașpa. Spune-mi că nu trebuie să omor acel câine, spune-mi, te rog, Doamne, că nu trebuie să fac acest lucru. Măi, ideea este că dacă bratăm, o să-l omoare, o să omoare pe cățea. Deci, indiferent de ce alegem, câinele tot o să moară, frate, deci... Foaolo, mi-e și... Nu. Bă, pot să-l împușc? God damn. Coaie, mă simt atât de nașpa. Deci, traucă mare de Doamne, bă, sunt prost rău, frate. Dar, mă rog, ideea e că chiar dacă nu doreai să tragi sau trăgeai greșit sau, mă rog, chestii de genul ăsta, tot murea acel cățel. Mamă, ăsta e prea făcut, ești nebun. Ce penis gigant am. Pe Blazkowicz. Oh my god. Dar e mă mică s-a ridicat, frate, că a stat ăsta în pat ceva timp, îți dai seama. Și s-a ridicat de parcă n-ar fi avut nimica. Mă rog, dubios. The old and the weak are doomed. Hai că moare și ăsta. Hai că de-abia acum începe misiunea. Gameplay. Bă, mi-a plăcut foarte mult jocul ăsta, adică numai de dezamăgit seria asta Wolfenstein. Am jucat The Old Blood, The New Order și acum ăsta. Sunt curios cum o să fie și ce care o să urmeze. Oh, ușor, boi. Sunt eu. Cine ar putea să fie aici? Oh, avem o oarbă șmecheră. Deja... Începem în forță. În forțe proaspete. Și acum... hai să găsim muniție. Opa. Oare cum puș pe aici? E ceva pe aici? Oh. Fuck. God damn, man. Hai să culegem muniție pentru că o să avem mare nevoie de ea și nu vreți să mă duc unprepared, ca să zic așa. Dar așa, bă, dar așa ne-au găsit, frate. Tocmai bine, asta așa ascunși 6 luni de zile, vă dați și voi seama. Cât vreți. Dar totuși ne-a găsit. N-a zis și ăștia împuțiți. Bă, da, eu mă mir, frate, că ăsta a ciurit aproape toți naziștii, frate. Eu mă mir că au mai exist, că mai sunt, frate. Bă, sper să nu omoare pe Pania. A, deștept ești, bă, frate. Te ducei pe scări. Oh, Dragoș, calmează-te, calmează-te. Bă, nu știu cum este dificultatea asta. Dar presupun că e una destul de dificilă, ca să zic. Și îmi plac provocările. Deci, stai, calmează-te, Budenburg. Asta este un... e un geam de-asta anti-glunț. Bulletproof. Și tocmai s-a făcut cașcaval, băieții, frumos. Bă, dar cam prea multă viață găsesc. Chiar așa de noob mă consideră știa? Oh, opa, avem și armură, băi, chiar e ceva cu jocul ăsta. Oh! Ok. Eu mă să mă mici pe aici, frate, nu vreau să mă prăjesc, așa că pot să... Opa! Eu să... Macarena, mă! Acuma? Perfect, frate, hai să mai iau și eu muniție ce mai găsesc pe aici și după aia să mă duc la tipul ăsta. Gata! Open the goddamn door! Oh my god. Last time I saw her, she was with Caroline defending the cell platform elevator. Then point me in that direction, sir. Ingrid. You know how long you've been in bed? 5 months. Your body is broken. Oh, 5 months. Your kidneys are failing. You might have difficulties to urinate, to use your schmeckle, to do many other things. No time for this. Just tell me. Frau Ingrid. She's been hunting for you. She's been moving heaven and earth, and today she found you. The Nazis breached the U-boat.
Dar îmi place cum mor ăștia pe fundal, știți? O, ce proști sunt, dacă așa sunt... Mama, atât de prost sunt azi, știi? Pe bune? You are such a stubborn. I set several traps. I didn't have the time to activate them, but look at this. This is a map to show you where the traps are. Ia, ia, ia. Uitați-vă la asta. Uitați-vă, uitați-vă. Aoleu, Doamne, așa, frate, pe bune. Chiar atât de prost să fie că, da, nu mai zic. Nu e de mirare că au pierdut în viața reală războiul. Ia, glumeam, frate, hai să nu fiu rău de acest. Ia, 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 ia. Set a trap. Oh, God damn! Băi, frate, așa, pe bune. Hai că zici că destul de ok. Am unele să tăr pe high, altele pe medium. Shit, aaaah, fuck, am murit, n-am știut, băi, e... E ceva joculețul ăsta, chiar mi-a plăcut ce-am făcut. Frau Engel, you haunting me. Da, deci nu pe aia, deci nu pe acolo trebuia să o iau, mă înțeles. Bă, dar pentru un tip care a stat în comă 6 luni, 5 luni sau cât a stat, se mișcă destul de ok, văd. Adică poate să tragă cu armă, poate să, nu știu, să țipe, să vorbească, destul de ok. Oh, mai cineva pe aici, frate? Nu cred că mai nimeni. Bă, sper să nu omoare pe Anya. Bă, da... Și acum... m-a speriat. Nu am crezut că mor. A, stai că pe aici am voie... A, uite că am voie pe aici, dar... În temerea mea, pe unde naiba aș putea să o iau, pentru că e foarte încălcit acest loc. Oh my gosh, și avem deja... Aceste chestii, dacă ne ducem fix acolo, o să ne prăjească. O să ne facă cartof pie, așa că nu vrem treaba asta. Acum e, putem să mergem în siguranță pe aici. Și unde dracu aș putea să mă duc? În partea asta stângă? Nu, nu cred. Chiar pe partea asta, mai degrabă. Hai că putem vor să descurcă. Bă, pe bune, chiar nu m-ai văzut. Bă, dar e din ce în ce mai violent jocul ăsta. Adică dacă primul a fost dur, gori, cu sânge și așa mai departe, ăsta e și mai și. Vă dați voi seama cum o să fie noul Wolfenstein, o să apară undeva prin octombrie. Deci mai avem de așteptat. Puteți să căutați și voi dacă vă interesează Wolfenstein Youngblood. Și o să vedeți. Mai multe detalii o să vedem la E3-ul care o să apară probabil că în... iunie sau iulie, habar n-am, pentru că asta sunt așa foarte random. O pasă, l-am văzut până acolo. Dezactivated T-strap, ok, mergem acum în siguranță. Oh shit, pe bune, dă-o colo de treabă. De chiar nu m-a auzit, dar m-a văzut că, da, nu mai zic nimic, frate. Opa, se pare acolo un șmecher. Stai că nu mă vede, să nu mă vede asta. Ah, shit! Am vrut să-l omor. Se dă așa la coiță, dar n-am putut. Wow, stai, take it easy, boy. Mai cineva pe aici, frate? Nu cred că mai nimeni. Bă, sper să nu omoare pe Anya. Bă, da... Și acum... m-a speriat. Nu am crezut că mor. A, stai că pe aici am voie... A, uite că am voie pe aici, dar... În temerea mea, pe unde naiba aș putea să o iau, pentru că e foarte încălcit acest loc. Oh my gosh, și avem deja aceste chestii. Dacă ne ducem fix acolo, o să ne prăjească. O să ne facă cartof pie, așa că nu vrem treaba asta. Acum e... Putem să mergem în siguranță pe aici. Și unde dracu aș putea să mă duc? În partea asta stângă? Nu, nu cred. Chiar pe partea asta, mai degrabă. Hai că putem vor să descurcă. Bă, pe bune, chiar nu m-ai văzut. Bă, dar e din ce în ce mai violent jocul ăsta.
Adică dacă primul a fost dur, gori, cu sânge și așa mai departe, asta e și mai și. Vă dați voi seama cum o să fie noul Wolfenstein, o să apară undeva prin octombrie. Deci mai avem de așteptat. Puteți să căutați și voi dacă vă interesează Wolfenstein Youngblood. Și o să vedeți. Mai multe detalii o să vedem la E3 care o să apară probabil că în iunie sau iulie, habar n-am, pentru că astea sunt așa foarte random. O pasă, l-am văzut până acolo. Deactivated T-strap. Ok, mergem acum la siguranță. Oh shit, pe bune. Dă-o un coro de treabă. De chiar nu m-a auzit treabă, dar nu m-a văzut că... Da, nu m-a zis nimic, frate. Opa, se pache acolo un șmecher. Stai că nu mă vede asta, Ah, shit! Am vrut să-l omor. Se dă așa la coiță, dar n-am putut. Wow, stai, take it easy, boy. A fost doar o glumă, camera is over here. Care prea că te rincă jocul ăsta, frate. E foarte mișto. Așa că nu o să sau să... Am pe bune, urăsc treaba asta, frate, deci... Să avem grijă în ce tragem. Dacă totuși mă descurc destul de bine pentru o dificultate chiar atât de grea. Dacă nu e chiar foarte greu, dar trebuie să fii... Trebuie să fii foarte atent. Pentru că nu știi de unde vin inamicii. Mamă, ce cringe am fost. Dușmanii naziști, frate, nu. Inau! Aolo! Stai, de unde trag ăștia? Pot să stau și cover așa, n-am știut, frate. Aolo. Bă, dar, pe bune, frate! Mamă, coai, dă-te-n măta! A scăpat de ei, oare, frate? Aia, uite că n-a scăpat de ei. Tama că mi-era lumea mai dragă, n-a scăpat, ia. Cred că o să mai vină prin partea asta. Sau nu? Uite că nu mai vine, că mergem. Hai că acum suntem în siguranță. Ușor cu scaunul ăsta, să nu cumva să cazi. Dar mămică nu cade. Hai că nu facem acum educație fizică, să testăm legile fizicii. Suntem aici să ne bucurăm de joc, nu? Ok, asta așa credeam și eu. Și sunt curios dacă o să mai avem parte de flashback-uri de când era Blazkowicz mic. Și cred că da. Eram sigur, da. Eram sigur că o să se întâmple ceva de genul ăsta. Acum putem să spunem că ne-am cam dus pe apa sâmbetei. Pentru că scaunul ăla nu putem să-l mai recuperăm. Ignore the pain. Mamă, deci îmi place vocea lui și cum spune el așa în gând, îmi aduce aminte de Max Payne. Deci pe aici, perfect. Da, seamănă puțin cu Max Payne. Salut! Sper că ai avut un weekend minunat, pentru că eu am avut. Și acum... No, don't rape me! Bă, și cum? Anya, you save my ass, baby. Mă, dar se văd textul ăsta prea nașpa. Da, I'm ok. Just a kiss. I can give you right now. Don't be stupid.
says we're having twins. Ce complimente. Not now, Kindle. If we survive, you'll have enough time to schmuzerei. Now, let's get you outside. Onto the deck. Onto the deck. Hold on, William. Like I got called out. Don't go in there, William. Well, they have our people. She trapped our vessel, Anishka. What can we do? You're right here. We'll have to somehow release our U-boat once you're up there. I can't lose you. You're weak, William. You're in no shape to fight. I'll find a way. Going to run us over with your little wheelchair? Shit, acum o luat și stăm și parcă sunt înfundat într-o ureche, god damn. Oh, da, you bitch, you bitch, ures. Let me tell you. Aolo, cine să stăm, doamne. Aha. Aolo. Mersi, 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 mulțumesc. Că presupun că... Spuneți-mi sănătate.
Ce dume! Coi, ce dumele astea? Am crezut că eu s-am glumele astea, dar aparent mi-am găsit jumătatea. Sau ea și-a găsit sfertul. Aha. Oh, wow. Băi, treaba asta mi-a ce minte de The Walking Dead aia cu Negan. Când mă pune la Salex sau nu știu ce dracu e. Oh. Ah. Frate, ce jigos e maică-sa, frate. Mă, dar cum să faci așa ceva, frate? Să-ți obligi copilul să facă ceva groaznic, adică... E... Ce mentalitate au naziștii ăștia, pe bune, numai să distrugă. Păi scuzați-mă, frate, dar templierii din Assassin's Creed sunt îngeri. Pe lângă ăștia. Da, mă rog, acum cred că o să mor asta. De capul meu. How strange. One moment she was here, and now she's gone. Where these eyes ever filled. Și acum este scuip în față. Coai, ce jigoasă infectă futu-s morții, mătii de curvă bătrână. Că-ți dau și un cap în gură, fă. Ala, ce pus auzit. Fac dat într-un balon. God damn right. Give me my gun. Hai repede. Dar aparent chiar merg chiar foarte repede, surprinzător de repede.
Și acum, what's now? Ce trebuie să fac aici? Oh. Hai că nu te-a rănit atât de rău. Oh, dar cred că costumul ăsta e ceva, frate. Ia să mai eu aici munții, pentru că o să am mare nevoie de ea în curând. I hope. Ah, și ce ar fi asta? Scaunul meu cu rotile. Perfect. O să vom Polix. Mă, dar chiar ce trag? Mă, dar mă mici rapid, rău. Uite-te și tu, parcă sunt de flash. Vorbesc serios, coaie? Mamă, da... Ok, și acum ce aș putea să... cu a noua mea armură, hell yes. Normal că aș putea să fac treaba. Scuzați-mă. De space jump. Stai, deci. Deci press space to jump and when in midair press left control to perform a power slam. Stai puțin, frate. Și acum atâta, frate. Bă, faptul cam asta o să vedeți voi în prima parte. Dacă vă place, nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe. Iar noi o să ne vedem data viitoare cu un alt episod, fraților. Așa că v-am pupat și să aveți o zi cât mai frumoasă. Pa, pa!